zic, e parte din povestea antreprenorială a oricui și poate din povestea de viață, nu neapărat antreprenorială. Sunt momente în care chiar nu știi pe unde să scoți cămașa. Și chiar aș vrea să știu cum ai trecut de ele. Păi, în general, am momentele grele. Au fost momente grele de mai multe tipuri, momente grele sau, nu știu, greșeli, erori sau, știi, pe care le-am făcut eu și atunci stau cu mine și mă gândesc, stau în starea aia, eu știu, trist sau nu știu cum e, știi, stau suficient de mult cât să găsești ceva care să învăț pentru viitor, adică stau așa de mult până când din tot rahatul la care s-a întâmplat găsesc ceva, un mic diamant care să-mi arate drumul spre lumină. Adică spre lumină înseamnă, băi, nu s-a, deci mi s-a întâmplat chestia asta, dar am învățat asta. Asta e lecția mea, știi? Sau lecțiile, că poate fi mai mult. Asta este un tip de revenire din așa. Alt tip de revenire este când ești într-adevăr într-un in a corner, cum am fost la un moment dat, și în care caut oameni competenți cu care vorbesc. Caut oameni și mă duc și vorbesc și le zic, sunt în punctul ăsta și uite, asta mi se întâmplă, asta, 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 mi se întâmplă asta. Ce părere ai? Ce se poate întâmpla cel mai rău? Sau cum aș putea să ies? Sau... Uh-huh. Abar n-am. Și caut oameni competenți și mă întreb cine e cel mai competent om pe domeniul ăla și mă duc, îl caut și vorbesc cu el. Uh-huh. Și după aia vorbesc cu mai mulți și fac o... Iau așa. Iau o chestie. Și mi-au decizia mea. Pentru care, adică nu iau, adică cum să zic, nu iau chestiile și ca pe niște sfaturi neapărat, pentru că le sunt lucrurile pe care le-ar face ei în situația aia. Și atunci iau și integrez, văd din tot ce am înțeles, încerc să înțeleg situația de la ei, să înțeleg situația în care mă aflu, ca să iau decizia mea cum ies din ea.